Pe domnul apostol îl cunosc de vreo 16 ani. Eu eram șofer la Redoxim. Aduceam marfă la dumnealui. S-a stricat mașina pe drum, l-am sunat. A trimis un șofer, m-a ajutat. Am venit la 12 noaptea cu marfa și m-a primit. Adică n-a zis vino mâine sau ceva de genul. Adică astea sunt niște lucruri umane și nu toată lumea le face. M-am decis să fac o fitofarmacie pentru că am vrut să profit de cunoștințele acumulate atât timp cât am lucrat la seră. Era păcat să nu profit de învățămintele din facultate și apoi de învățămintele luate de la colegii mei, foarte buni specialiști, să nu le duc mai departe. Și atunci am decis să fac o fitofarmacie. Să faci o fitofarmacie era destul de dificil, trebuiau respectate anumite condiții ale spațiului, anumite condiții ale zonei și am început cu o singură fitofarmacie în anul 2003. Am respectat cu strictețe tehnologia ce scrie în carte și am avut rezultate foarte bune. Familia m-a ajutat foarte mult, începând de la părinți, că m-au educat, am crescut la țară, știu ce înseamnă să mergi la prășit, știu ce înseamnă să mergi la recoltat porumb dimineața la 5 să te taie spicele, da? Știu ce înseamnă să încarci o balotieră, știu ce înseamnă să fii paznic, știu ce înseamnă să te apuci de prășit, să vezi finalul rândului să nu-l vezi, dar să vezi în schimb un mărăciniș acolo care zice, băi, ăla trebuie să fim la 12 acolo, că acolo deschidem pachetul. Și în pachet să scoți un ou, niște șuncă, roșii, ceapă, cea mai bună mâncare, acolo este. Deci începând de la părinți și apoi după ce m-am căsătorit, soția a fost mereu aproape de mine, copiii nu mai spun, mereu aproape de mine, am avut și acest impuls că știam pentru cine muncesc. Știam în principal pentru familie și pentru mine, dar am avut un suport deosebit. Fără ei nu cred că aș fi realizat ce am realizat până acum. Chiar dacă ești antreprenor și chiar dacă faci business, părerea mea că valorile umane sunt cele mai importante. Trebuie să-ți respecti, în primul rând, trebuie să-ți respecti colegii tăi, salariații tăi, că fără ei tu nu poți face nimic antreprenor. Dacă respecti lucrătorul, salariatul, colegul, dacă îți respecti colegul, atunci și el te va respecta pe tine. Și zic că suntem o firmă recunoscută ca fiind o firmă cu oameni corecți. Clientul care intră în magazin nu o să plece cu siguranță, chiar dacă nu pleacă cu un produs, dar pleacă cu siguranță cu o informație prețioasă. Informația și respectul față de client are mare importanță pentru un antreprenor. Asta e părerea mea. În pandemie mi-am dat seama că pot să pierzi tot într-o clipă. Și atunci m-am hotărât ca din momentul când o să treacă, că trebuia să treacă, familia în fiecare an am propus câte o excursie să fim împreună cu toții cât mai putem de acum încolo. Și până nu apare, sper să nu apară altă pandemie, dar să ne bucurăm de fiecare lună, de fiecare an, de fiecare lună, de fiecare zi, de fiecare moment când putem sta împreună. Copiii mei mi-am făcut datoria de părinte și am întrebat de când erau mici. Am încercat să-i mai iau pe lângă mine, să le arăt gazonul, să le arăt plantele, să le arăt... Nu au fost interesați. Le-am oferit posibilitatea să preia, m-au refuzat și le-am respectat și le respect în continuare decizia. Eu oricum o să fiu aproape de ei și aproape de mine. S-ar putea la un moment dat să se răzgândească și să vină să preia firmele acestei companii. Poarta este deschisă oricând. Să lucrez cu fratele mai mic înseamnă responsabilitate, înseamnă totodată și bucuria de a fi împreună și dorință de a face totul cât mai bine. Credința e o componentă foarte importantă. La început, când eram tânăr, eram puțin mai superficial, dar pe măsură ce au trecut ani și zic eu că am devenit mai înțelept, mi-am dat seama că fără ajutorul lui Dumnezeu n-aș fi putut realiza ce am realizat și nici nu voi putea în continuare să duc la, în sfârșit, acest rol pe care l-am deocamdată.